Anglie ne oferă expertul în agroecologie, Ania Cotinio. Doamna Cotinio, bună ziua! Bună ziua! Ce înseamnă împădurirea inteligentă? Împădurirea inteligentă este ceea care ține cont, de fapt, de serviciile ecosistemice. Și aici vorbim specific de reglarea dăunătorilor în agricultură. De aceea, specii și structura pădurilor pe care le noi regenerăm în Moldova este foarte importantă. Mai bine să plantăm un stejar decât un salcâm, de exemplu. Tema discuției a vizat, de fapt, este o întrebare în tema discuției pe care ați abordat-o în această conferință. Cum pot păsările ajuta în tranziția agroecologică? Deci, cum pot păsările să ajute în acest sens? Deci, vorbim și de păsări domestice și de păsări sălbatice. De exemplu, așa, păsări domestice ca rațe sau găini pot să consume insecte sau limaxe sau melci, dar păsările sălbatice pot ajuta cu, de exemplu, graurii, vrăbii sau răzătoare. Ce practici de succes cunoașteți din alte țări în acest sens și care ar putea fi implementate? De exemplu, ne-am uitat la un caz din California, unde uliul lui Cooper a fost atras de fermier pentru a controla păsări mici care distrugeau brocoli. Dar avem și exemple în Europa, de exemplu în Franța, un fermier care avea livadă de poli a introdus o găină de rasă locală neagră Janze, care i-a ajutat să controleze insecte dăunători. Am putea să implementăm aceste practici în Republica Moldova și în care zone ați sugerat dumneavoastră? Putem și sunt practici foarte multe. Vorbim și de păduri, și de perdele forestiere. Foarte multe posibilități. Chiar la ferme și în grădini, producătorii ar putea să ia măsuri. De exemplu, să instaleze stâlpi înalți, să facă cuiburi pentru păsări, dar tot trebuie să fie împreună cu experții în ornitologie și în silvicultură și în ecologie. E nevoie de o instruire în acest sens atunci când un agricultor își dorește să implementeze aceste practici. Unde se poate adresa? Da, eu cred că ar fi bine, dacă nu are experiență în domeniu, ar fi bine să facă o instruire și în acest domeniu, de fapt, noi și lucrăm, încercăm să creăm aceste posibilități de instruiri cu diferiți experți ca să dezvoltăm cunoștințele producătorilor în direcția ecosistemelor și mai ales păsărilor. Ați întâlnit în Republica Moldova astfel de practici, poate mai puțin cunoscute, dar care totuși există? Deci am discutat și în cadrul acestei conferințe, avem încă de lucru pentru a identifica toate practicile care există, dar domnul Culcă, care a participat și este expert în silvicultură, a spus că avem noi practici în perdele forestiere pozitive, avem și în agroforestierie, dar trebuie într-adevăr să avem mai multe informații de aceste exemple ca să le arătăm și să învățăm de la ele. Doamna Cotinio, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Mult succes în continuare și o zi bună vă doresc. Vă mulțumesc și eu. Zi bună. La revedere. Stimați ascultători, vă reamintesc că în legătură telefonică directă am discutat cu expertul în agroecologie, Ania Cotinio. 15:17, continuăm cu muzică, revenim în scurt timp și cu alte subiecte.